Așa vorbește Duhul Sfânt, aleluia! Poporule, poporule, nu sta nepăsător într-o vreme ca aceasta și nu spune, Doamne, mai este timp, căci iată, siglobe un fir de menefar. Vine, zice Domnul, scurtă vreme, o lege pentru fiecare familie. Vine o lege, zice Domnul, o lege pragenta fazionti carot, pusă și ticluită bine, zice Duhul Sfânt. Geterabion și benefolt. Și această lege, zice Domnul, va intra din casă în casă și fiecare familie, zice Duhul Sfânt, va trebui să dea un răspuns. Zeteobrio și menecadov. Da, zice Duhul Sfânt, depinde de răspunsul care îl veți da fiecare în parte. Veți rămâne în picioare sau veți fi, zice Domnul, ebiantecalul de fapt, trecuți elebionticalos, ca fecioare neînțelepte. Veți fi însemnați, zice Domnul, unii pentru o cară și alții pentru viață veșnică. Depinde, zice Domnul, de frica voastră de Dumnezeu. De-o lumea biogântă răvășeleze conte manii de colo. Da, sigente o pradu. Sunt, zice Domnul, păstrate cu edion, cu taină, zeniulă șamant, unele legi. Sunt păstrate, dar în scurtă vreme vor fi scoase la iveală, vor fi scoase la lumină. Dacă astăzi, zice Domnul, inima ta este necredincioasă, răzvrătită și plină de răutate, dacă astăzi inima ta este nepăsătoare în Sion, dacă astăzi inima ta, zice Duhul Sfânt, este departe de Domnul, oare crezi că în ziua aceea vei fi în stare să alegi viața și să alegi calea crucii lui Dumnezeu? Nici de cum, zice Hristos prin Duhul Sfânt. De aceea astăzi este vremea să te cercetezi, astăzi este vremea să alegi, astăzi este vremea să-ți pui bine megotnia de la fadot, întrebarea în viața ta, unde sunt eu și încotro mă îndrept? Zepioșna haide garbo de fild. De aceea zice Duhul Sfânt, deșteptare, deșteptare, tirica nerevo sarov. Poporule, trezește-te, căci vremea s-a apropiat ca de la Horod să se încheie un ciclu al pământului și al vieții pe pământ. Zenohat, în felul în care hotărăște Dumnezeu. El își dă răvățimile unei coroane. Antibiot merit. Unii sunt disprețuitori și zic că nu vine sfârșitul. Dar, zice Duhul Sfânt, de la lui Holy Share, toți acești disprețuitori vor vedea și se vor îngrozi, dar voi care cunoașteți legea lui Dumnezeu, cercetați-vă și îngroziți-vă astăzi de starea voastră și opriți-vă din alergare și întoarceți-vă cu fața spre Hristos ca să puteți fi scutiți în ziua nenorocirii, să puteți fi puși la adăpost și Dumnezeul lui Israel să vă înconjoare cu puterea Lui și cu harul Lui și să fiți izbăviți. De aceea cercetare, cercetare, strigă Duhul Sfânt.